Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou clip cu analiza săptămânii 31 iulie 4 august. Asta este perioada pentru această săptămână. Vă mulțumesc că sunteți alături de mine, mă bucur că v-am aici alături. Uh, înainte să încep clipul, vă mulțumesc pentru susținerea pe care o arătați pe această serie, pentru această serie, vă mulțumesc pentru mesaje, pentru feedback, pentru like-uri, pentru comentarii și așa mai departe. Chiar dacă pe partea vizionării nu este o serie senzațională sau parte creștere, în schimb știu că voi apreciați foarte mult și chiar vă ajută aceste informații, așa că atâta timp cât o să-mi lăsați comentarii, o să-mi lăsați like-uri și o să-mi dați feedback uh, pe această serie, o să o continuăm în fiecare zi de luni la început de săptămână. În ce consta acest clip pentru cei care nu știți? Uh, o să ne uităm peste știrile din această săptămână, o să vă zic ce știri sunt consider că sunt periculoase, ce știri pot fi tranzacționate, o să interpretăm câteva aspecte pe partea asta de știri, o să ne uităm la potențial intrării în tranzacții la care mă uit săptămâna asta. De asemenea, în acest clip o să analizăm trei ul din această dimineață care a fost pe DAX, potențialul 3, totodată o să ne uităm pe aceste patru marketuri plus poate și pe Bitcoin un pic pe partea de lichidăți, să vedem cum arată și așa mai departe, dar o să începem cu analiza pe știri. Bun, care este toată partea cu analiza pe știri pentru această săptămână. Haideți să luăm, să analizăm puțin, să ne formăm o idee. În primul rând, nu avem o săptămână foarte solicitantă din punct de vedere al știrilor. În schimb, știți, în continuare suntem într-o perioadă plictisitoare, o perioadă cu lipsă de volum pe orice piață. Așa sunt mereu lunile iunie, iulie și decembrie, dar și partea asta a început din august. Din septembrie o să, vă vede o să vedeți că market o să devină foarte, foarte plăcut și toată lumea o să fie back in business, toată lumea se pune pe treabă, toată lumea începe anul de trading, în fine. Momentan încă este o perioadă de construcție, știți, știți, că am mai vorbit de lucrul ăsta, da? deci vedeți este o liniște și o plictiseală în piață peste tot. Chestia asta se întâmplă mereu în fiecare an, dar în perioada asta este așa pentru că avem și piețele foarte jos, este partea din ciclu economic perfectă, este sweet spot-ul pentru a construi atât business-uri cât și a face câteva investiții atât pe partea de trading cât și pe partea de investiții pe termen lung în partea cripto și acțiuni. Deci studiați și zona asta, e o perioadă foarte frumoasă. Știți cum e? Când e liniște în piață și nu e nimeni aici, nimeni, nimeni nu interesează partea să nu mai vorbește nimeni de ele. Acum e momentul când o să vorbească iar toată lumea și iar toată lumea o să intre în trading, iar o să intre toată lumea în, 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 în partea de investiții și așa mai departe. Practic ați ratat trenul deja dacă n-ați început. Deci cine muncește acum, da, pe liniște, cu mai încolo. Asta e tot așa, un reminder. Bun, astăzi luni am avut așa, manufacturing PMI-ul ăsta, pmi nu mă interesează că e pe, pe China, nu tranzacționez nimic ce ține de, 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 China, sper că este China. China, nu? Sper să nu zic o prostie, așa că vă cau aici ceniu, dar asta este de la Ianul lor, ce sau Ian, Ioan, cum e, mă rog, în fine. bun, mergem mai departe. hai să ne uităm de, de CPI. Uh, pe partea asta de CPI avem, am avut astăzi CPI-ul pe zona euro. Uh, sincer, mă așteptam să avem niște reacții din partea CPI-ului, mă așteptam să vedem un pic de reacție în piață, dar s-a întâmplat scenariul în care forecast-ul, adică așteptările pieței, era de, erau de 5.3% și a ieșit CPI-ul 5.3% în așteptările pieței, ceea ce înseamnă că am avut un rezultat în așteptări. Adică n-am avut practic cam nicio mișcare în, în piață. De asemenea, previous am avut 5.5, deci am avut o scădere cu 0.2% în inflație, si previous inflația. Deci inflația a scăzut um, cu, de la 5.5 la 5.3% în zona euro astăzi. Pe rapoarte, mă așteptam să vedem o reacție, dar acum a și fix în așteptările piețe. Da, asta, asta a fost. Bun, hai să mergem mai departe. Marți, 1 august. Pe marți, 1 august, sincer, n-avem nimic foarte, foarte important. rbi RBA o Dacă sunteți pe, pe partea tranzacționația pe cu Australian Dollar, aici vă, vă interesează. Pentru că uh, interesul e foarte important cu decision pe partea lor. În schimb, se așteaptă o creștere. vă, de la 4.10% la 4.35%. În schimb, pe nu, nu o să fie afectate. Bun. Aici, în rest, nimic foarte important, manufacturing PMI-ul ăsta, posibil să afecteze un pic în jurul orei 15, poate aveți grijă, nu știu, să nu fiți în trade între 16 și 11, și poate 18, să evitați range-ul ăla, dacă vreți să fiți mai sigur pe partea de state. Uh, bun, miercuri, miercuri avem... Uh... ADP-ul ăsta la fel mh, nu prea, nu prea mă interesează așa tare nici cu doi lui, deci miercuri o zi ok de trading, poate la fel să evitați aici un pic, dar nu prea cred că o să vedem reacții, doar dacă o să fie un rezultat ăsta foarte vă că e destul de mh. se poate să avem o reacție aici, de fapt puteți să evitați între 14 ,5 și un și 16.45, ceva de genul, puteți să faceți o, să evitați zona de USD miercuri bun, mergem mai departe joi uh, joi, 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 iar avem știri multe pe USD, dar nu sunt cu, nu știu, nu sunt foarte exciting, să zic așa. Adică nu, nu se așteaptă cine știe ce, toate sunt în așteptări să nu prea se întâmple nimica cu ele. Nu nu cred că o să vedem uh, uh, ceva foarte violent, să zic așa, pe partea asta de State Unite, dar avem aici la GBP, la Great British Pound, interest rate-ul în Marea Britanie. Aveți grijă pentru cei care tranzacționează GBP USD perechi cu Great British Pound, aici la fel, mare grijă în ziua asta că aveți știre mare aici, pentru restul nu prea contează, se așteaptă o creștere cu 0.25 basis points. Bun, și acum Friday, vineri. Avem vineri o zi nenorocită, cum îi spunem o zi dură, pentru că avem NFPU, odată NFPU, pardon, și avem și unemployment rate-ul. Și employment rate tu, dacă nu iese cum se așteaptă la ștetele 3.6%, cred că o să fie niște reac reacții destul de masive în piață. Nu ai de la început, nu ai dinainte cum să știi dacă o să fie așa sau nu, dar eu sincer, vineri v-aș recomanda să faceți o pauză sau dacă tranzacționați cu riscuri mici, eu personal nu o să fiu pe grafic, sigur vineri, deci sigur nu o să fiu pe grafic, că nu-mi place NFP-ul, statistic, pe mie zilele cu NFP îmi pierd, nu sunt zilele care mă ajută și de asta știți că eu mereu în strategia mea combin foarte mult știrile cu, cu analiza tehnică, deci pe mine mă interesează, e că eu așa am evit luzurile, știind zilele în care am luzuri, pentru că le-am trecut, am trecut prin zeci de zile cu NFP și le-am învățat și știu că nu funcționează pentru mine, pur și simplu nu mă descurc cu NFP-ul ăsta, se mișcă piața într-un mod în care mie nu-mi place. Bun. mi-am dat seama o chestie. Cred că avea microfonul un pic întors. O secundă, mă scuzați. Așa. Bun. Bun. Acum cred că m-au mai bine. Mi-am amintit de, de la un clip. Acum nu rog, nu o să mai stau să mai editez clipul ăsta. Las așa Asta este. sau au pierdut aici. 2-3 secunde. Bun. Mergem mai departe. Uh, am vorbit de parte de știri. Hai să mergem acum pe partea de analiză de grafic. Și haideți să intrăm în următorul fel. Prima oară. Avem trade-ul de astăzi de pe DAX, haideți să le explicăm, haideți să ne uităm puțin peste el. Înainte de toate nu uitați butonul ăla de like, este singurul mod prin care mă puteți ajuta și printr-un comentariu mă puteți, puteți ajuta să, să răspătiți munca pe, pe acest clip și timpul investit. Bun, uh, acesta este trade-ul pe DAX de astăzi care era potențial, uh, dar vreau să discutăm despre un aspect foarte important. Dacă vă uitați, intrați pe un grafic de 4 ore și vă uitați la The Big Picture, o să vedeți că Dax în momentul de față este la all-time high, este la prețul maxim care a fost vreodată. deci practic în momentul în care o, o asta, da, cum se știe, un indice sau orice, o monedă, o acțiune, orice ajunge la all-time high, se numește că intră în price discovery, adică nu știi unde se poate duce în sus. Eu nu am executat tranzacția de astăzi, nu pe, din punct de vedere tehnic, nu aveau problemă. Mi s-a părut că arăta bine tot trade-ul. Am avut maximul zilei lichidat, foarte frumos. Am avut chiar și o zonă de lichiditate majoră luată în același timp, deci două confluențe frumoase. Am avut shift gap, am avut displacement foarte frumos, am avut tot, 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 tot pachetul de, de reguli, am avut tot ce ne trebuie, gap-ul frumos, tot. În schimb, ce nu mi-a plăcut era faptul că eram la all -time high. Și haideți să vă zic o chestie pe care vreau să vorbim în acest clip și e foarte, foarte folositoare. Deci, pentru persoanele care tranzacționați și se întâmplă să intrați într-o ori într-un indice, ori într-o nu știu ceva paritate sau așa, care este la all time high sau all time low. În momentul în care intri în price discovery, la all time high sau all time low, nu ai de unde să știi unde se va opri prețul Tu aici, faptul că s-a întâmplat setup-ul ăsta a fost o șansă Dar tu nu ai de unde să știi că nu se întâmplă asta constant Și vă zic de ce În momentul în care prețul intră la într-un all-time high or all-time low intră foarte mult retail în piață. De ce? Pentru că intră FOMO, adică în cazul de față. De ce DAX-ul continuă să crească, crește constant, cu toate că economia Germaniei nu arată senzațional, ba chiar nu arată bine deloc? Sunt câteva companii mari care cară toate tot indicele, să zic așa, sunt câteva mari care au performat anul ăsta și pe partea de aici, pe partea de investiții și în fine, și de aia le cară indicele în sus, dar economia Germaniei nu arată deloc bine pentru acest an ci totuși indicele lor este la top, este în maxim. Ceea ce teoretic nu este normal, dar ce se întâmplă acum asta și de ce vedem a pump asta, așa, e pompat prețul? Pentru că retail are fomă, e fear of missing out, le frică să nu rateze și ce fac? În momentul în care ei văd că prețul a trecut de all time hai intră rapid cu bani mulți, 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 că ei cred că o să se ducă și mai sus, și mai sus, și mai sus. Și intră în, în, acest indice ca să facă niște profituri rapide, dar niciodată nu ai de unde să știi când se întâmplă asta. Adică tu intri în acest indice, ai intrat aici, s-a rupt all time high, ai intrat și tu, vezi, a făcut un pic după poate începe asta. Ai înțeles și tu ți-ai investit aici, ai cumpărat la un preț foarte, foarte slab și după te-ai trezit că pierzi. Sunt sigur că multe persoane au pățit lucrul ăsta, e foarte comun, nu intrați niciodată fără corecție, ok? Și de asta de fapt aici ești în price discovery, băncile nu prea au ce să controleze că e prea mult retail care face buy. Prea mult și de multe ori ei preferă să-i lase retailul să-și facă buy-urile, ca la un moment dat să intre tare cu poziții de sell și să-i lichideze pe toți care au intrat în zonele astea, ok? Deci asta este o, o explicație pentru all -time high și de ce nu știi exact când se va întoarce prețul. De asta, în momentul e față aici, mi se pare că trei, ul ăsta avea o probabilitate mai mică de câștig decât dacă nu eram la all time high. Dacă pe aici mai erau lichidități și așa, ok, ți lua lichidatea aici, se întorcea mai sus în fine, dar la all -time high nu știi niciodată unde se oprește. Aici putea să fie efectiv asta se întâmple. Adică probabilități erau la fel pentru ce s-a întâmplat acum. Cumva, Uh, nai e un trade corect, am văzut că foarte mulți l-ați executat, mi a trimis asta trade-ul. Felicitări pentru cei care l-ați executat. Uh, eu l-am evitat toată cpi pe euro, am vrut să evit cu toate că n-a afectat deloc că a ieșit în, în așteptările... După cum am zis, în așteptările prețului a ieșit, exact cum în așteptările, prețului, în așteptările cifrelor, exact cum trebuia să iasă a ieșit. Și de asta nu a afectat piața, nu s-a mișcat deloc, deci CPI-ul s-a anulat cumva uh, și practic a mai rămas chestia asta care era la all -time high și nu am vrut să intru pe, pe acest motiv. Multe persoane au executat, felicitări celor care ați executat, nu este un trade greșit, este corect, dar na, eu am ales și vă zic și vă public de ce, să vă folosiți și voi de informația asta poate pe viitor. Nu-mi place cât dacă este la all-time nu avem lichidități pe sus, nu avem după ce să ne ghidăm. Acum, ce mi-aș dori eu de la el? Să văd o corecție. Nu știu dacă o să vină chiar acum, dar mi-aș dori să mai văd niște, să văd niște prețuri mai jos. Uh, oricum, nu o să stea foarte mult la all-time high, să -o, să o să înceapă cu garantat în o corecție pe parcursul anului. Um, dar cât este în price discovery, aveți mare, mare, mare grijă. Foarte important să aveți grijă la, la indicei Germanie, pe partea asta. Și hai să vă arăt niște lichidități, vă mai arăt aici ce urmăresc, cu toate că uh, ve le luați pe riscul vostru personal, da? Deci nu mă bag pentru că la all time high niciodată nu știi ce se întâmplă, niciodată nu știi când vine corecția. Dacă ne uităm, uitați cum arată dax ul ce uptrend e. Vedeți când vezi așa uptrend, iar nu face prea mult sens o vânzare aici, chiar dacă ai toate regulile complete, all-time high-ul, nu știa că va întoarce prețul, parcă probabilitatea arată mai mult să vedem asta, uite de aici, să vedem așa în sus. Și de asta aș intra pe lichiditate minoră, sincer, mai mult în zona asta, dar totuși niciodată nu știi cum de aici se începe corecția aia masivă, nu știi când va veni, poate să vină oricând. Dar totuși să aveți foarte, foarte mare grijă, eu mă uit la lichiditatea aici și lichiditatea aici, puteți să le notați și voi, vedem dacă o să fie atinse, vedem în în când o să fie atinse ce reacție ne, ne, ne dau, poate facem o poziție din... Uh, uh, poate executăm o poziție din aceste lichidități Totuși nu sunt super high probability Astea pentru că iar pot, se poate să, începe o să înceapă o corecție masivă Și să treacă prin ele Cum zice o vorbă Trec prin ele ca în brânză Așa se zice o vorbă bună de tot Deci să treacă Vă nici nu le simți Așa se duce Deci nici, nici nu se poate lucrul ăsta Mai ales în situația asta de ultima Hai de asta Cumva sunt mai rezervat un pic pe DAX Am mare grijă Nu mai zic de faptul că ultimele două săptămâni A dat DAX la win-uri în continuu Win după win și în zile cu știri și în zile fără știri și așa mai departe am făcut o statistică și de asta a dat foarte, foarte multe rezultate. Nu mă așteptam la chestia asta foarte mult și când îți vin atâtea rezultate pozitive pe, o singură, pe un singur de -asta indice, asigure-te că o să primești și reversul medalii. Adică garantat o să vină și o perioadă în care o să fie destul de multe luzuri. Um, nu știu când va veni, nici nu știu dacă va veni, dar ce mai probabil va veni și va fi ceva în genul ăsta. Când persoane vor intra aici în bai, va lua, le va lua stopurile, după vine iar aici în bai, le va lua stopurile și tot așa. În fine, țineți în minte chestia asta, fiți rezervați, fiți calculați. Daxu e un pic, uh, un pic într-o situație mai specială, este, nu o să-l vedem mult aici, adică nu mai fusese la all time high de nu știu de cât de 2 ani de zile, un an de zile, ceva de genul. Știu că eu am prins tot, toată perioada de trading de all time high în trecut, am prins multe, deci am prins aici 2021, toată partea asta de trading când eram, făceam cu all time era mai aici în full trading mode în perioada asta și la fel în 2020, aici a crescut în 2020, l-am prins, am prins toate zona asta, aici era, cream că se la all time low, eram price discover, nu știam unde să mă mai duc, în fine. Și acum eu cred că o să stăm prin zona asta, dar o să ne întoarcem într-o normalitate. Cele mai bune perioade sunt astea, când stă așa, Asta e cele mai bune perioade de trading și o să se iar o să înceapă să facă de astea. Asta și cele mai frumoase perioade când când stă așa. Probabil mai vedem mai sus și după. Eu așa, așa văd lucrurile pe DAX. Nu cred că o să o ținem numai în sus momentan, nu cred că o să mai avem și niște corecții, dar rămâne de văzut. Rămâne de văzut un flash crash de ăsta, nu știu, că o să mai avem asta era o oportunitate masivă pentru cine a știut să cumpere stai corona dump când s-a fost coronavirus. A, a căzut DAX-ul de la 14.000 la 7.800 în nici nu știu, o lună de zile ceva de gen, nici o lună de zile și după s-a recuperat instant înapoi, adică dacă făcea aici era super low risk, cumpăra aici de toți banii, e senzațional bine, vă dați seama glumesc, că, că mereu te diversifici, dar ideea e că puteai să iei aici sume foarte mari, pentru că era extrem, extrem de safe și vă dați seama că cine a știut, cine a avut inside information, bănci de cine a... că mișcarea asta a fost ghidată, totul a fost ghidat, cine a știut să cumpere aici a făcut un, un, practic, 2x pe investiție, hai să vedem cam cât înseamnă asta. A făcut un 109% în câteva luni de zile Pe o chestie super sigură Și vă dați seama că au intrat aici N-au intrat cu 100.000 de, de euro Au intrat cu 10 de milioane Și vă dați seama că la nivelul ăla când faci așa o creștere e super profit În fine, cine a știut să fac, a fac Asta așa o paranteză ca să înțelegeți că nimica nu e întâmplător Și mereu totul este, este pregătit Bun, haideți să mergem și pe alte grafice. V-am ținut destul de mult pe DAX. Trecem rapid. US30. La ce mă uit pe US30? US30 îmi place. Arată bine. Eu, eu pe un indice care îmi place. Uh, avem zona asta două cu lichiditate de aici, la care mă uit. Suntem pe 5 minute. Și am zona asta două cu lichiditate majoră care mă mai interesează. Da? Hai să mergem și pe One Minute să vedem ce se întâmplă aici. Am avut pe One Minute zona asta lichidată, local. Hmm, putem să vedem aici un setup, sincer. Uh, ba chiar a fost aici un potențial setup. Văd. O execuție aici, stop aici, un take profit, asta, nu știu a fost luat, vedem dacă se, se joacă, totuși nu, nu l-am executat, m-am uitat un pic pe el, ce nu mi-a plăcut asta, avem mare uptrend și în momentul în care ai un uptrend de genul ăsta masiv, te gândești, băi, ok, mi-a făcut seta, mi-a lichitat, dar eu o probabilitate să mă întoarcă. În cazul de față eu cred că vom vedea lichiditatea asta de aici probabil atinsă, poate o mică corecție și după o să o vedem atinsă și după poate o reacție. Totuși am marcat-o, țin un ochi pe ea, dacă se întâmplă este luată și vedem ce alte confluențe active sunt pregătite să execut în zonele astea de sus, de asemenea și în zonele de jos. Să vedem care vor fi luate momenta răptare, știți cum e, cu un trade pe zi e suficient, Na, nu, nu e complicat, deci căutați cele mai bune oportunități. Nasdaq. Nasdaq avem zonele astea de jos de aici, zona de sus, Nasdaq la fel este, merge spre o zonă interesantă, opa, ce am făcut nene, v-am să caut one day. așa, Nasdaq, ia să vedem ce se întâmplă aici, ia vedeți, unde se apropie Nasdaq, și Nasdaq se apropie de all time high, și pare că se duce ca un magnet spre all time high, anul ăsta, a fost așa un mini un mini raliu pe partea asta de acțiuni din state. Au fost câteva companii care au performat Tesla, Amazon, Nvidia, Meta care au performat senzațional, Palantir, până câteva. Și cum au pompat astea foarte, foarte tare, au dus automat și Nasdaq cu foarte tare în sus și de asta vedem acest raliu masiv din din acest punct pe daily, dar și acesta se va finaliza, probabil vom vedea alt time high și după o corecție, nu știu, rămâne de văzut ne întoarcem înapoi la ale noastre. Ne întoarcem pe 5 minute. Deci eu cred că cel mai probabil vom vedea zona asta de sus de și posibil și asta de aici. Aici am aș uita neapărat pentru un trade. O zonă foarte frumoasă. Dacă aici se face un setup, este o zonă care merită chiar un risc un pic mai mare asumat din partea mea. Um, nu știu, mi se pare o zonă foarte frumoasă asta de aici și chiar pare că este așteptată. Zona asta la fel, poate un low risk, m-aș băga în ea, la fel în astea două, dacă prind ceva în genul ăsta. Vedem o corecție ușoară și găsim aici un potențial entri a-și executa cu un take profit poate în zona asta sau poate în zona de sus. Eventual închid la 2 RR o parte și lasă roleze până aici sus, rămâne de văzut. Dar asta mai este un lucru care mă uiți. De asemenea, clar, și lichiditatea de aici de jos e una majoră frumoasă. O avem și pasta de aici. Um, mulți mă întreabă cum dau seama pe care lichidita asta două sau ori, pasta, ori pasta. de 2 ori, pastor pasta, n-ai să dai seama. E, e efectiv imposibil. Trebuie să faci, știți metodele pentru cei de mentorat, Faci un risk management prin care cumva să ieși bine și dacă ar merge din prima aici și dacă ar fi luz și -ai o pasta tot să meargă bine. Există variante de a aplica acest lucru. Ok. Hai să mergem și pe Eurosec cât avem. Mamă, 19 minute am vorbit o grămadă. În fine, îmi place să vorbesc, să împartășesc informații cu voi. Plăcerea mea. Bun. Hai să vedem aici. Euro usd ul avem lichiditatea asta de sus, am avut o mișcare foarte puternică din ea, probabil și în momentul în care va fi lată vom vedea o reacție din aceasta, iar o zonă pentru care mă uit. Avem zona asta două cu lichiditate mai micuțe, dar tot frumoase. Momentan nu ne îndreptăm spre niciun, pare că ne îndreptăm, îndreptăm spre asta de sus, îmi place, nici nu avem uptrend masiv. Deci putem vedea ceva în genul ăsta, poate, cu execuție în zona asta. Uh, rămâne de văzut, îmi place, îmi place ce văd, zona de jos interesantă, zona asta la fel interesantă și zona de sus cea mai interesantă. Astea două cred că sunt cele mai interesante pe care le văd pe EURUSD. Uh, totuși o să mai caut lichidăți de astea mici pe aici uh, pentru poate niște potențial trade mai mici. eu ce vă marchez aici sunt trade un pic mai mari, mai, uh, cum să zic... Uh, pentru care mă uit mai lung, term așa, dar știți că eu mai intru și pe trade-uri mai micuțe pe aici în funcție de situație, în funcție de market ce mi oferă, dar cu riscuri micuțe. Mai ales pentru cont, având acum contul de 120.000 de euro, na, orice trade este un, înseamnă un risc mare și de asta intru cu 0.2-0.3% cu riscuri mai mici, pe care dacă le pierd să nu mă afecteze, dar totuși dacă câștig tot este un câștig considerabil în momentul în care convertești în euro. Și cam asta ar fi, hai să ne uităm rapid, de fapt BTC-USD, ne-am uitat ultima oară, nu vorbim mult aici, dar la BTC-USD ce se mai întâmplă e super plictiseală, nu? E super plictiseală, deci stă, nu face nimic. Uitați-vă un pic, aici deci, din iunie până acum, până în iulie la final, cât avem ca și, ca și timp, ia să vedem. Uh, undeva la 242 de bar, suntem pe 4 ore, Mm, hai să mergem pe o zi chiar Ca aici, ia uite, vedem mai bine aici Deci nu chiar din martie Deci din martie nu mai mișcăm Avem undeva la 134 de zile de când prețul Stă cam în același range Ba a mers un pic mai jos, ba s-a întors mai sus Bitcoin arată bine, graficul arată bine Arată bine uh... Dar foarte plictisitor și îmi place, doamne ce îmi place când e plictisitor, că nu mai vorbește nimeni de lui, nu mai cumpără nimeni și e perfect pentru că, în fine, mă aștept acum la un genul, mă aștept la o, poate o corecție, partea Bitcoin a rulat destul de mult și să performeze următorul Ethereum, cam asta cred că ordinea, cred că urma a fost Bitcoin, urmează pe să performeze Ethereum și după urmează să performeze altcoin așa într-un mini raliu care se întâmplă acum și după să vedem corecții, iar să vedem corecții și abia după să înceapă bull -ul, când toată lumea se satură, când avem și ultima corecție și aveți toți bă gata, ies bă stau de atâta timp în căderea asta și după să vedeți cum o să înceapă o rachetă de-asta, se duce tot în cer și iar toată lumea o să vrea să intre și iar o să înceapă toată nebunia, dar mai până atunci mai e minim un an de zile, minim zic eu, părerea mea e că da, cam un an, cam un an jumate poate până începe nebunia. Posibil, depinde, n-am unde să știu, de o părere personală din analiza pe care o fac, din ce citesc de la alți analiști, dar uh, rămâne de văzut momentul perfect de construcție, da? momentul senzațional. Cam asta a fost clipul de astăzi, vă rog frumos, dacă v-a plăcut, ați găsit informații folositoare, ați apreciat că am stat aici cu voi 22 de minute, vă rog frumos să ajutați-mă cu un like, cu un comentariu și cu un share pe story, alea ai cel mai senzațional cine face asta, are respectul meu etern să pună un story cu acest clip pe Instagram și să-mi dea un tag, mă ajută cel mai mult. Să răspândiți mai departe informația și cu alte persoane Să dăm informații de calitate mai departe Să ajutăm în, educaț în educația asta Și să, facem, să ajutăm cât mai multe persoane Să pierdă cât mai puțin bani Ăsta este scopul Ba chiar să facă și profituri pentru că știm că industria asta e trading, nu este ușor să devii profitabil. Trebuie muncă, trebuie informații, trebuie practică și așa mai departe și mai ales lucru cu tine și cu emoția. Vă mulțumesc pentru acest clip. Pentru cei care vreți să învățați trading, aveți în descriere toate materialele necesare. De asemenea, pentru cei care vreți să vă alăturați pe Discord, avem acolo postate știrile săptămânal, am postat și astăzi. Este, există Discordul gratuit, aveți link în bio. Cam asta ar fi. Vă mulțumesc mult pentru atenția acordată. Ne vedem la următorul clip. Și dacă ai ajuns până la final, în punctul ăsta, în punctul ăsta, ai ajuns până la final, ești senzaționale, toate respectele mele eterne, incredibil, după ce am făcut și tot outro ăsta la care se și toată lumea și este că și acum ai rămas alături de mine, lasă într-o -mi frumos un comentariu să știu că ajuns până aici, chiar sunt super curios cine, cine vede până la final clipurile. Vă mulțumesc mult pentru atenție, ne vedem la următorul clip.